am făcut și în ședință ordinară. Primarul comunei Cluj în județul Bacău. În temeiul dispoziției articolului 39 și articolul 68 alineatul 1 din legea numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. Dispune. Articolul 1 alineatul 1. Se convoacă Consiliul Local Cluj în ședință ordinară în data de 28 ianuarie 2016, orele 13 la sediul primăriei comunei Cluj. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru anul 2015 al Comunei Bucium, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetar pentru trimestrul 4 în anul 2015 al Comunei Bucium, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției modernizare drumul local Sătești în Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local ce vor fi desfășurat în anul 2016 de beneficiari de ajutor social din Comuna Bucium, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal privind terenul situat în T50, parcela 1300x6 și 1341x7, în suprafață de 2016 metri, situat în extragranul Comunei Bucium, județul Bacău, în vederea construirii unei locuințe beneficiari Roca Sergiu și Roca Anca Elena, inițiator primarul Comunei. 8. Proiectul de hotărâre privind stabilirea calificativului final a evaluării performanțelor profesionale individuale din anul 2015 pentru sectoarea Comunei Bucium, județul Bacău. Inițiator primarul Comunei. 9 diverse. Domnule președinte, pentru bună desfășurare, poftiți la dea. Domnule primar, pentru prezentarea ordinii de zi, supun la vot cine este pentru ordinea de zi. Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Proiectul de de asemenea, supun la aprobare conținutul procesului verbal la ședința anterioară. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abține. Domnul primar, vreau să expuneți optul numărul 1 la ordinea de zi. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea exercițiului bugetar pentru anul 2015 al Comunei Bucium. Doamne și domnule consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl dezbatem astăzi se referă la aprobarea exercițiului bugetar al Comunei Bucium pentru anul 2015. Se știe că, de fapt, acest exercițiu a fost închis la data de 31 decembrie 2015, așa însă, conform prevederilor legale invocate și în preambulul proiectului de hotărâre, exercițiul bugetar trebuie aprobat de către Consiliul Local în ședință publică, ulterior, urmând a fi publicat pe pagina instituției. Cu privire la conținutul proiectului de hotărâre, vreau să menționez că la articolul 1 am propus două subpuncte, și anume aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Comunei Bucium pe anul 2015 și a deficitului în valoare de -74.342,31 lei al secțiunii de dezvoltare. Și de aprobarea execuției exercițiului bugetar pentru anul 2015 la partea de venituri de 6.248,275,16 lei, iar la partea de cheltuieli de 6.117,175,02 lei, având un excedent de 131.100,14 lei. Consider că ceea ce este cu adevărat important este faptul că am încheiat anul 2015 cu excedent și nu cu deficit. Având în vedere aceste argumente, propun aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Președintele de comisie. Mulțumesc, domnule, pentru expunere. Aș ruga pe domnul președinte comisiei am închis să-și expună punctul de vedere cu excedent, nu cu deficit. Punct de vedere al comisiei este bun. Este că s-a acoperit și acel deficit de 71.000. S-a terminat, s-a închis cu excedent, deci nu poate să fie niciun fel de obiecțiune la acest punct. Comisia de acord. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, retorn la dezbaterea proiectului de hotărâre. Nu sunt înscrieri la cuvânt. Propun pe aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri.
proiectul de hotărâre la punctul numărul 1, la ordinea de zi s-a aprobat în unanimitate. În primul rând, vă rog să ne expuneți punctul numărul 2 la ordinea de zi. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4-2015 al Comunei Buciun. Doamne și domnilor consilier, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4 al anului 2015 al Comunei Buciun și privește două aspecte, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Propunerea făcută se încadrează în prevederea articolului 49 alineatul 2 și următoarele din legea numărul 277/2011, așa cum a fost modificată prin legea numărul 13/2011, pentru aprobarea ordonanței de guvern numărul 65/2010, astfel puteți constata care a fost planul anual, respectiv planul pe trimestrul 4 și ce încasări s-au efectuat în acest trimestru. Sumele corespunzătoare sunt prevăzute în anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre. După cum ați remarcat din analiza materialului prezentat, fiind și sfârșit de an, la secțiunea de dezvoltare există un excedent la coloana de încasări în cuantum de 205,44 lei, iar la secțiunea de dezvoltare un deficit de 74,34 lei. Având în vedere aceste considerente, rog analiza și dezbaterea proiectului de hotărâre. Mulțumesc, domnule primar. De asemenea, rog domnul președinte de Comisie Buget Finanțe pentru prezentarea punctului de vedere în analiza cu comisie. Și la acest punct, așa cum am făcut de fiecare dată la ședință după ce s-a scurs un trimestru, am aprobat punctul de execuție bugetară, trimestru 1, 2, 3, respectiv 1, 2, 3. Acum ar veni rândul pentru aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestru 4 anului 2015. Comisia este de acord. Mulțumesc, domnule. Dar dacă sunt în fiecare la prevență. Vă mulțumesc, domnule colegi. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul de hotărâre s-a aprobat în unanimitate. Trecem la punctul de rost de expuneți punctul proiectului de hotărâre la punctul numărul 3 la ordinea de zi. Inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru obiectivul de investiție în modernizare drumurilor locale sătești în Comuna Buciun, județul Bacău. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care vi-l prezint astăzi se referă la aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru obiectivul de investiție în modernizare drumurilor locale sătești în Comuna Buciun, județul Bacău, având în vedere că începând cu data de 1.01.2016, cotă TVA-ului a fost stabilită la 20%, se impune actualizarea indicatorului pentru obiectivul de investiție menționat. În urmare, s-a întocmit devizul general actualizat toate categoriile de cheltuieli la lucrările, serviciile, alte cheltuieli care au mai rămas de executat la data de 15 ianuarie 2016, luându-se în considerație cursul valutar la data de 14.01.2016. Cifrele la care s-a ajuns în urma actualizării sunt cele prevăzute în anexa 1, iar defalcarea cheltuielilor pe surse de finanțare sunt prevăzute în anexa 2, numărul 2. Supun analize dumneavoastră proiectul de hotărâre și anexele la aprobarea acestuia în formă prezentată. Aici este vorba despre drumul de la Răcăuț. Da? Proiectul a fost făcut cu 24%, au trecut la 20% și s-au actualizat de vizele toate, s-au duce la ză și trimise la București. Mulțumesc, domnule primar, pentru expunerea proiectului de hotărâre. Rog pe domnul președinte de comisie pentru a-și prezenta punctul de vedere la analiza pe comisie. Odată cu intrarea în vigoare a modificării TVA-ului la 24%, la 20% prevăzută de cod nou, cod fiscal, era normal ca valoarea rămasă necheltuită sau ce va urma a fi cheltuită, să diminueze cu TVA-ul 24-20, se vorba de 4%. 4% mai dacă v-ați uitat în anexe, aici v-ați văzut modificările care au apărut. O parte din cheltuieli sunt, adică pentru modernizare, sunt de la bugetul de stat, unele sunt de la bugetul local. La toate s-a scăzut 4% din devizul, nou deviz, după, cu noua sumă. Deci s-a putut vedea în aceste anexe, devizul general actualizat, cel vechi și cel actualizat. Deci comisia nu are obiecțiuni la acest lucru, deci nici nu putea să avem obiecțiuni, pentru că este o realitate, 24 e mai mare decât 20. Comisia este de acord. Mulțumesc, domnul președinte. Apreciez. Am studiat foarte bine conținutul proiectului de hotărâre.
Înscrie la cuvânt. Cine? Nu o să vă scrie la cuvânt. Să punem la vot. Proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul este aprobat în unanimitate. Domnule primar, vă rog să ne expuneți punctul de proiectul de hotărâre la punctul numărul 4. Raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local ce vor fi desfășurate în anul 2016 de beneficiare de ajutor social din Comuna Bucium. Doamne și domnilor consilieri, având în vedere prevederile legii 276 din 30 aprilie 2010, prin care s-a modificat și completat legea 416 pe 2001 privind venitul minim garantat, propun Consiliul Local Bucium spre aprobare planul de acțiuni de interes local ce vor fi desfășurate în anul 2016 de beneficiare legii 416 pe 2001 cu modificări și completările ulterioare. Propunerile din conținutul proiectului de hotărâre au avut ca fundament necesarul de acțiuni pe care am considerat că le putem întreprinde și realiza cu beneficiari de ajutor social în interesul comunității locale. Domnul viceprimar este persoana direct responsabilă de punerea în aplicare și respectarea acțiunilor cuprinse în plan. Drept pentru care, la propunerea acestuia, am completat vechiul plan și cu alte activități considerate ca fiind bine venite pentru comună. Mai fac mențiunea că potrivit dispozițiilor legii invocate, acest plan de măsuri constituie o obligativitate pentru Consiliul Local, iar hotărârea se adoptă anual. Față de cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Aici este vorba de persoana de ajutor social. Am trecut, dacă ați văzut în plan, curățării șanturii de culmatare, acolo unde este nevoie. Anul trecut am făcut treabă, cât de cât am, avem comunitate de rom, avem o grămadă de rom, facem treabă așa cum se poate. Viceprimarul și-a dus la activitatea cât a putut de mire pentru anul 2015, sper și anul 2016, să facem cât de cât curățenie rigol, tot ce este zăpez de culmatat, de zăpezire cu ei, unde, locurile unde nu se poate, răpa lemne, așeza lemne. Ați văzut la școli toate așezate, la primărie, tot răpate așezate la locul lor. Ce se poate face? Am făcut. Nici nu pot să ai calul, că nu se poate. Domnule președinte. Mulțumesc, domnule primar. Vă rog, domnul președinte Comisiei, pentru a-și prezenta punctul de vedere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect de hotărâre se analizează anual. Este un proiect ce necesită multă activitate și necesitate pentru comuna noastră. Comisia este de acord cu proiectul de hotărâre, urează sănătate, putere de muncă executivului. Mulțumim! Mulțumim, domnul președinte! Stimați colegi, dacă sunt înscrieri la cuvânt, sunt domnul președinte, pe seama spadă. Domnul consilier Toader Nicolae, lista rămâne deschisă. Domnul consilier, altcineva? Domnul consilier Mateaș. Da, vă mulțumesc. Domnul consilier Toader, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Așa este. Este în activitatea Consiliului Local, secvențial, anual, să faci un plan de interes local pentru desfășurarea unor lucrări cu aportul celor care beneficiază de legea 416. Cred că, nu știu dacă e numai părerea mea, dar cred că înainte de a face un plan, cred că ar trebui făcut un raport al activității anterioare, anului anterior. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că anul trecut, când s-a făcut acest, s-a pus în discuție
planul de activitate, adică lucrările care trebuie efectuate pe parcursul anului. Unele sunt lucrări care se execută în fiecare an. Am făcut niște propuneri și dacă mi-am amintesc bine, de fapt mi-am notat atunci, m-am referit la zona chiar aproape de cei care beneficiază de ajutor social, în locul numit Livada Babi, așa de zic bătrânii noștri, în spatele lui Alexandru Neacostică Țăcă. Zona aceea este, nu spun ce este, că o să spuneți că am așteptat ședința, dar din moment ce a trecut un an și nu s-a lucrat nimic acolo, n-am ce să mai spun. Ar fi fost necesar. Bine, mai sunt și alte lucrări, de exemplu, lucrări de curățare la albile râului. Pe la râu e mai puțin de curățat, pentru că, bine, și la râu Cașin, pentru că e zona dealului Chiului, unde e și izlazul comunal. Și pentru că am ajuns acolo, aș vrea să nu uit, să spun că acolo deja e o pădure, adică să știu. Și cred că numai faptul de a lăsa pe la latitudinea Pletea Sorin, cine se ducă să taie acolo, care-i cu noi, care nu-i cu noi, nu cred că e bine. Cred că ar fi o necesară, cel puțin acum, necesară o acțiune de forță și curățat acolo. Chiar dacă e fereastra asta de vreme mai bună, că s-ar putea folosi și iarnul pentru foc. De fapt, asta se face, dar numai cine vrea, pe cine vrea domnul Pletea. Referitor la curățarea, da, deci să nu uit esența. Era necesar în planul ăsta și pus o, deci sunt lucrările puse așa, succint. Dar ar fi fost interesant, cel puțin pentru mine, câte ore de lucru sunt, de exemplu. La legat de numărul de dosare, cam câte ore ar fi. Și atunci ne-am putea da seama cam ce volum de muncă ar putea... Eu știu că se lucrează greoi cu romii. Știu, nu să căzut din cer aici. Dar totuși, dacă spui la treabă și le se spune, cred că ar trebui făcut. Eu nu zic că, deci nu de dragul de a critica sau... Dar trebuie făcut ceva, pentru că vom plânge după posibilitățile astea pe care le avem acum, cu asemenea volum de muncă. Și chiar aș vrea, dacă s-ar putea face un calcul, că eu nu știu nici că dosare. Probabil nu m-am interesat. Vreo 7.000 de ore. Vreo 7.000 de ore. Pe lună. Da. Pe pământ, da. Vă dați seama cam ce volum de muncă ar fi. Deci vreau să vă spun, să spun încă o dată, nu de dragul de a critica, nu de dragul de a vorbi, de a mă auzi vorbind sau de a mă auzi că nu am chemat eu o televiziune asta să filmez, dar trebuie făcută treaba asta, că nu o să știe cât o să mai meargă cu ajutoarele astea sociale. O lucrare care ar trebui să aibă în vedere, ar fi curățarea albii cu râului, începând de la intrarea în sat. De la Gâtul Iugi, cum se spune acolo. Ca să nu, adică, cei pe partea aia e nenorocere. E nenorocere pentru că cei din pe partea aia n-au canalizări, nu mai poate fi vorba de canalizare la Răcăuț și trebuie văzut ce este acolo și ca să nu, adică, Doamne ferește, să nu vadă alții. Pentru că toate se scurcă în pârâu. Pârâul vine și are în albia lui construit și depozitul de apă. Unde vine? Vreau să fiți mai scurt. Foarte, foarte scurt. Nu mai dezvoltați istoricul, da, tuturor subiectelor dumneavoastră. Eu aș vrea să considerați, puntați, vă rog frumos, exact ce este. Puntez foarte, dar la drum
istoricatorilor tuturor lucrărilor. E foarte important, domnul. Este important, pentru dumneavoastră. E mai ușor să vă vedeți și mă ascultați dumneavoastră. Nu faceți diferența între dragul de a vorbi și dragul de a critica și face observații. Aia am și spus. Așa. Nu trebuie foarte sensibil și foarte. Vă rog să fiți scurt, dar și nu mai dezvoltați și faceți istoricul tuturor punctelor care sunt. Foarte serioase. Da. Pentru că dacă am luat o analiză la apa care e îndepărtul de apă jos de acolo, de livare, cred că... Am analiză niciodată la mine, foarte bun. Chiar am o... Nu are nicio... Acum intervin eu, nicio legătură nu are rezervorul, nu are infiltrații în el, rezervorul este compact, nu are ce să intre pe ardea râului, poate să treacă ce anură. Da. Poate să treacă orice, nu intră în rezervor. Nu intră în el. Bun. Am analizele, sunt setate. Am avut de două ori, nu se fac analize la apă. Îți consumă deja de două ori. Eu știu ce am să locat la rezervor și nu e nicio infiltrație, nu mai e apă, nu mai intră la pompă, la nimic. Da. Păi, dacă sunteți atât de hotărâți, eu aș face chestia asta numai de dragă, de a face, de a simplica, eu n-am. Eu pur și simplu am spus, domnul aveți așa am spus și anul trecut. Domnul, ce ziceți, vă rog, completăm la proiectul de bătălâri, ce punem la vot? Exact asta era un sunt destule, nu, sunt destule în programul care este pentru ei. Aveți dreptate cu islasul, au stau pe ea, dar... Și-au tăiat. În primăvară, acum... 7.365 da. De zile, cât face? Da, nu. Acum, știți ce vreți să facem? Mai sunt încă 3 luni de zile, îl dăm jos pe viceprimar, te punem viceprimar și lucrează. Uite, vrei să urci ședința următoare? Ca să vedeți cum se lucrează. Care vrea viceprimar? Care vrea viceprimar? Următoarea ședință... Dar eu am terminat. Unui matul care vrea să facă treaba, care vrea să facă. Aveți destul de dreptate, în primăvară islazul ăla de acolo s-au tăiat schimbi și ce mai sunt, să curăță, să aranjează, să dă foc. O să pe Albea Râului, nu e mizer, eu am fost pe Albea Râului, nu sunt cu noaie. Și sper, de când aștept ziua asta, ca toată lumea să plătească gunoiul la primărie și dacă plătești obligatoriu, scos, nu scos, gunoi tot plătești, atunci nu o să mai fie nici pe islas, nici pe drumurile exterioare, nici pe capetele bucăților, nu o să mai fie. Ușor, anul ăsta, scăpăm de gunoi. O să meargă în primăvară, buldo, oameni, curățenii, pe drumul de la Loti, de la Lilieci, toate drumurile, unde mai sunt sporadice. Gunoaie, se face curățenii, o să facem cât putem. Cât se poate, cu... care crede că poate să facă mai mult, să mă sune, ședința următoare, schimbăm viceprimarul și îl pun pe el viceprimarul. Nu că nu-i greu. Pentru mine nu-i greu. Majoritatea care o am, imediat vă fac viceprimar. Da, mulțumesc. Trecem mai departe. Aveți cuvântul, domnul Tudor. Domnul consilier Tudor. Stimați colegi, acest plan de acțiune, în primul rând, trebuie să fim conștienți că el va fi dus la îndeplinire, așa cum este scris aici, cu oameni care beneficiază de ajutor social. Trebuie remarcat deosebită preocuparea viceprimarului, pentru că intră în atribuțiunile sale, pentru prezența acestor oameni. Hai să fim oameni serioși. Sunt la ajutor social câțiva români. 3-4 români. Avem o fănică pe încă vreo 2. Ce fănică? Fănică e nebun. Da. Și ăla nu-i sănătos la cap. Restul... M-am prins. Da, eu care am... E Lazăr, e Neagu și cu... Cărpineș. Și cu Cărpineș. 3 români atât. Eu care am fost de foarte multe ori și prin vechea biserică am avut un post de mediator la acești locuitori. Încă facem treabă cu ei. Încă facem. Trebuie remarcat, în primul rând, disciplina. Haideți să vă dau un exemplu. La un an, începutul anului s-au tăiat câteva ajutoare sociale. Puterea exemplului a semnat enorm pentru cei care urmau a presta această muncă. Și-au venit la treabă. Și-au venit la treabă. Când și-au trimis copilul, că au trimis-o pe măsă, că au trimis pătasul, că nu știu ce.
beneficiarul de ajutor social a fost prezent. Acele 72 de ore au fost folosite. Hai să fim foarte sinceri cu ce au 70, uneau 30, uneau 10, ce s-a întâmplat anul trecut. Aproape zi de zi, i-am văzut pe marginea drumului, făcând glaonești, glaonești, încoace și retur. Și în Buciu, și în Buciu, s-au făcut atâtea lucruri cu ce? S-au dezmembrat, de exemplu, dezactivat școala de la Răcăuți. Păi, cu cine credeți dumneavoastră? Ne-a dus noi să tine, s-au pus elevi sau nu știu ce. Nu cu ei s-au făcut aceste lucruri, nu s-au mutat. Lemnul. Tăiatul lemnului care implică atâtea așa și noi două căruțe de lemn. Și așezate la locul lor și nu știu ce. Hai să fiu foarte sincer și să dăm cezarul ce a cezarului. Că se pot face și alte activități, dar de acord fiecare venim unde credem noi că pot participa ei. Chiar v-aș ruga să vă implicați. Da. Hai să nu-i punem pe sinemături în fața porții. Nu-s pentru asta. Trebuie să fim conștienți și de acest lucru. Că acest plan poate fi îmbunătățit. Da, toată lumea este de acord. Cei care au propuneri. Dar să nu diminuăm din meritele viceprimarului. Pentru că o evidență... Am trecut aici ce se poate nu da, face. Pentru că o evidență atât a celor prezenți. Să-i vedeți dumneavoastră cum înainte vineau dimineața, nu-i controla nimeni, adică se lăsă acolo pe păpușoi, cum e el. Dar nu-i controla nimeni, nu-l știu și ei au crezut că, bă, le ține chestia asta și cu actualul viceprimar. Ei nu, nu s-a vrut. Le-a dat ea frumos. Nu le-a pus orele, i-a dat jos la ajutor social și acum e prezent toți. Când au dat alarma și-au făcut pe echipe. Ei, asta noi nu o știm, dar eu care am fost în apropierea acestui lucru, eu știu, are șef de echipe, are echipe, îl discut cu șeful de echipă, deci nu e așa de simplu lucrul ăsta. Și mai ales, gândiți-vă tot timpul cu cine lucrăm. Oamenii nu sunt educați așa cum suntem noi. Atât am vrut să arăt. Da, mulțumesc, domnule. Adică la consilier și mă așteaptă oameni la adereu. Are cuvântul domnul consilier Matieș. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, referitor la acest proiect de hotărâre, într-adevăr, e un proiect de hotărâre bine analizat. Problema la care suntem siguri că ne declarăm mulțumiți pentru activitatea de curățenie pentru anul 2015, și ne propunem pentru 2016 ce avem de făcut. Într-adevăr, nu e o problemă ușoară. E o problemă în care considerăm că toți trebuie să ne implicăm. Gardul, ați minte puțin mai fără această activitate. Gardul, ați minte toată curățenie, ordine, băgat în beton, deci, urmați, plasă, atins. Gardul, ați minte, nu se vede până acolo. Au primit ajutor social. Este adevărat, domnul primar. Deci, am spus, este o activitate 2015 care este încurătoare pentru noi toți, întrucât ne-am implicat în aceste probleme. Problema 2016, deci este adevărat. Nu e o problemă atât de ușoară, e o problemă care vă spun că trebuie să ne implicăm personal în aceste probleme. Referitor la această problemă, pot să vă spun următorul lucru. Mi-am propus ca să merg la asociațiile care le am în zonă, pentru a le spune ca să-și facă un afiș acolo în care se menține. Nu are voie cel care cumpără sticla de bere să o zvârle pe drum, paharul de cafea, ambalajul de la biscuit și să aibă coșul de gunoi lângă asociații. Așa. De ce vă spun chestia asta? În primul rând vă spun de ce. Omul va fi greu de lămurit pentru că sunt numai pahare, numai sticle de bere zvârlite pe drum. Și, într-adevăr, omul se rămânește mai greu. Considerăm că dacă îi ajutăm în această problemă, va merge treaba să fie mulțumitoare. Nu zic o problemă de ca să considerați că să mă luați anumit de rău. În primul rând, considerăm că anul 2016, suntem la prima lună și aș dori ca să începem anul așa cum trebuie, fără să ne supărăm că dacă unul poate ridica o problemă, altul ridică altă problemă. Asta trebuie să o învățăm și să ne sprijinim. Doresc multă sănătate în continuare și să fie o înțelegere între noi, ca oamenii acestui comun, să înțeleagă că noi cei din primărie căutăm să-i ajutăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier. Altele, dacă mai am cineva care pentru că e la cuvânt. No, supunem la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abține? Mă surprinde. Și cel care critică este... Da, nu critică. Da, vă mulțumesc frumos. Expuneri de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităților administrative teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferentului serviciului de pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. În urma adresei ADIS Bacău numărul 1205 din 13.01.2016, care a fost înregistrată la Consiliul Local Bucium, sub numărul 232 din 14.01.2016 și care conține propunerea privind adoptarea unei hotărâri referitoare la cotizația anuală la patrimoniul asociației aferentă anului 2016. Având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului managementul integrat al deșeurilor în județul Bacău și posibilitatea de finanțare de la nivelul diverselor unități administrative teritoriale, se consideră necesar ca la patrimoniul asociației cotizația să fie stabilită în mod diferențiat după cum urmează. Pentru județul Bacău, 400 de mii lei, aici e Consiliul Județean. Pentru localitățile de rang 1, municipiul Bacău, 300 mii lei. Pentru localitățile de rangul 2, municipiul Onești, 30.000 lei. Pentru localitățile de rangul 3, 15.000 lei. Pentru orașele Comănești, Bucur și Târgocna, 10.000 lei. Pentru orașul Slănic, Moldova, 3.000 lei. Pentru comune cu populație sub 3.000 locuitori, 1.000 lei. Pentru comune cu populație între 3.000 și 5.000 locuitori, 2.000 lei. Pentru comune cu populație între 5.000 și 10.000 de locuitori, 2.500 de lei. Pentru comunii cu populația peste 10.000 locuitori, 3.500 de lei. Localitățile de rangul 3 referite mai sus sunt municipiul Mănești și orașul Dărmănești. Menționez că potrivit statutului asociației, județul va fi beneficiarul proiectului, devenind proprietarul tuturor bunurilor realizate prin investiții în cadrul proiectului, care sunt componente ale infrastructurii aferente serviciilor și care deservesc mai mulți asociați. Având în vedere cele anterior menționate și rolul pe care îl are Comuna Bucium în ceea ce privește atribuțiile asociației pentru pregătire și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitară a programului de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului de utilități publice existente, a programului de înființare a unor noi sisteme, precum și programele de protecție a mediului conferite de legea numărul 551/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, și de articolul 16, alineatul 3, litera A, din statutul asociației, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Cam fiecare an de când suntem înscriși aici, suntem obligați, prin statut, să dăm și noi niște bani pentru cotizația la cei care ne conduc acolo și ce probleme au pentru strategiile pentru viitor. Deci noi o să avem 2.000 de lei, și anul trecut tot atât am dat, nu s-au mai mărit, îi dăm în continuare, eu zic că e bine așa. După cum s-a văzut, Rombrestul au venit în Comuna Bucium, față de alte comune, aici la noi au început să meargă bine, să ridice gunoiul, mai sunt în Bucium... cred că în jur de vreo 50-60 de persoane care nu au luat pobele, iar le trimit o scrisorică acasă cu tot ce, cum trebuie făcut, să-mi aducă copii după buletin ca să pot da comandă de pobele. Până atunci pot să scoată la poartă, până o să le aduc pobele, în sac, în altceva, în afară de cenușă cu jarnea, fiindcă la Dofteana au băgat cenușă cu jarnea și au luat foc mașina. Eu ca primar sunt mulțumit, n-au venit decât de două ori, până acum sunt mulțumit. Sper că și lumea, cetățenii comunei,
N-am avut decât o singură persoană care m-a sunat, nu a putut să ajungă la Bârladeanu, acolo jos, unde Mititelu, nu a putut să ajungă. Prima tură, marți, acum am ajuns special, eu m-am dus, am stat pe mașină, au mers acolo și au luat, ridicat gunoiul. În rest, nu m-a mai sunat nimeni că nu s-a ridicat gunoiul. Până și la Oancea sus, am întors sus la nenea Oance și am luat tomberonul de la Agai. În scrisorica care le-am trimis-o cetățenilor din Comuna Bucium, le-am scris că orice problemă legată de administrația locală, în fiecare scrisoare, legate de gunoi, legate de administrație, legat, să sune. Se mă sune, mi-a dat numele meu de telefon și a vicelui primar și nu m-au sunat decât o singură persoană, marțea celălalt. Acum nu m-au sunat nimeni. Domnule președinte. Mulțumesc, domnule primar. Domnule președinte de comisie, aveți cum văzut pentru a vă prezenta punctul de vedere. Domnule consilier, așa cum știți, cunoașteți, nicio activitate în lumea asta nu se poate desfășura fără finanțare. Mai ales o asociație. Mai ales o asociație din acest nivel. Deci este normal ca să plătim o anumită cotizație, dacă așa s-a hotărât la Consiliul de Administrație acestei asociații, plus că noi facem parte dintr-o comună între 3.000 și 5.000, cotizația mie mi se pare că nu este mare. Rezonabil. E chiar rezonabil, 20 de milioane bani vechi, vorbesc 2.000 de lei asta. Comisia este de acord fără niciun fel de problemă. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbatere. Cine scrie la acolo? Nu s-a înscris la cuvânt. Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre la Sfântul Bucii. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre s-a aprobat în mâna ridicată. Domnule primar, vreau să ne prezentați proiectul de hotărâre la punctul numărul 6. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Bucium, județul Bacău. Doamne, domnule consilier, urmarea definitivării lucrărilor tehnice de cadastru pentru toate drumurile din satul Bucium, s-a constatat o diferență majoră între elementele de identificare a ulițelor sătești și drumurilor locale măsurate, astfel încât se impune modificarea și completarea corespunzătoare a acestora cu datele corecte. Am procedat la întocmirea acestor plan de amplasament din două motive principale. În primul rând, pentru a avea o situație cât mai fidelă a realității drumurilor locale și un inventar corect întocmit, dar și pentru a încerca să ne punem în practică proiectul de finanțare, înființare rețea alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de depurare în Comuna Bucium. Pentru care, una din condițiile prealabile este aceea de ca drumurile locale să fie inventariate și înscrise în cartea funciară, ceea ce dovedește că sunt proprietatea comunei. După cum a spus constatat cu ocazia studiului materialului, s-a propus actualizarea elementelor și identificarea pentru un număr de 66 de poziții cu referire la drumurile din satul Bucium. Față de expunerea făcută, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Aici, cum v-am mai spus, am măsurat toate drumurile din satul Bucium. Mai e și satul Răcăuți, mai am 3 km de măsurat și am închis și satul Răcăuți, cred că peste 2 luni de zile. Pentru de ce am făcut asta, în primul rând că nu-ți mai dă voie să mai faci nicio lucrare pe bază de proiect, pe bază de dacă nu ai drumurile intabulate în cartea funciară. N-a fost destul de greu, azi am ajuns la o formă finală, se dă o hotărâre și după aia le intabulăm și după aia trebuie date în monitor oficial după ce o să le transmitem la Bacău. Domnul președinte, mulțumesc, domnule primar, pentru prezentarea proiectului de hotărâre. Domnule președinte de comisie, vă rog să vă expun punctul de vedere în urma analizei pe comisie. Mulțumesc, domnului președinte. Ce vreau să spun? Datoria mea este de a analiza proiectele de hotărâre și a aduce la cunoștință rezultatul dezbaterilor acestor proiecte de hotărâre. Deci, pe această cale aduc la cunoștință că membrii comisiei juridice au analizat proiectul de hotărâre și sunt de acord cu acest proiect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte de comisie! Dezbateri.
Cine înscrie la cuvânt? Cine se înscrie la cuvânt? Nu văd dacă e hotărâre. Dacă nu sunt să scrie la cuvânt, să spun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mă mulțumesc. Proiectul de hotărâre aprobat în unanimitate. Domnule primarul, cine expune punctul de vedere la punctul numărul 6 la ordinea de zi? Raportul din înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la avizarea planului urbanistic zonal CUZ, construire locuință, comuna Bucium, județul Bacău, beneficiar Luca Sergiu Gabriel și Luca Anca Elena. Doamnă și domnul consilier, proiectul de hotărâre pe care vi-l prezint vizează aprobarea planului urbanistic zonal pentru suprafață de 2016 metri teren arabil extradran situat în T50, parcela 1300 per 6 și pe 1341 per 7, a căror proprietari sunt Luca Sergiu Gabriel și Luca Anca Elena din satul Răcăuț, comuna Bucium. În urma cererii numărul 4147 din 23.11.2015, depusă de domnul Roca Sergiu Gabriel, prin care solicită aprobarea documentației PUC depusă în anexa la aceasta, s-a analizat de către compartimentul tehnic urbanist documentația și s-a constatat că susnumitul dorește să construiască o locuință pe suprafață menționată mai sus. Însă, datorită faptului că aceasta este situată în extradran, autorizația de construire nu poate fi emisă decât în condițiile îndocumirii unui plan urbanistic zonal. Prin aceasta s-ar facilita posibilitatea trecerii terenului din extradran în intradran. În vederea obținerii și aprobării POZ-ului, solicitantul a depus certificatul de urbanism numărul 413 din 20.11.2015 și avizul de oportunitate numărul 42 din 20.11.2015 emise de către Consiliul Județean Bacău. Astfel a fost demarată procedura de informare și consultarea publicului cu privire la elaborarea POZ pentru cei doi beneficiari, toate documentele fiind afișate pe site-ul instituției. În urma acestei proceduri nu au fost primite sugestii, reclamații din partea celor interesați, astfel încât s-a putut iniția proiectul de hotărâre. Din punctul meu de vedere, întocmirea puzului, pentru cazul de față, este în interesul persoanei de care doresc să se autorizeze la construirea unei locuințe. Contravaloarea lucrării fiind suportată de cei interesați și trebuie să dăm curs solicitărilor cetățenilor. Cu atât mai mult cu cât zona vizată trebuia de prima dată de la întocmirea puzului Comunei Bucium, să fie trecută în intraplanul comun. Argumentele legate pentru aprobarea avizarea documentațiilor de urbanism au fost prevăzute în preambulul proiectului de hotărâre, respectiv legea numărul 350/2001, hotărârea de guvern numărul 525/1996 și OMDR-TEU numărul 2701/2010. Având în vedere cele prezentate, rog analizat dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre. Aici este vorba... Spune-ți unde ești, cum e, că nu știu toți. Dar nici nu vă interesează așa mult tare. În primul rând, în dealul Răcăuțului, unde sunt silișelele de casă, pensie, acolo, la Dobre, sus în deal, spre drumul către stația de noapte. Am evitat atunci că n-am avut nicio cerere, când am făcut PUB în 2006 și cu Babilonia, care au fost între Comuna Bucium și Ștefan cel Mare pentru ruperea comunii și împărțirea averii, am omis. Și nu m-a întrebat nimeni. Domn primar, bagă și partea cealaltă. Acum, dacă am făcut PUC în 2007-2010 aprobat, nu pot să modifici în fiecare an sau a doi ani PUC-ul. Că îl făceam cu banii Consiliul Local. Schimbam planșa la Răgăuț. Așa, cetățeanul Roca vrea să-și facă casa acolo, au început cu fundația, vrea să-și facă casă și pe cheltuiala lui își face puzul care costă, cred că, în jur de vreo 100 de milioane. Asta, acolo, am încercat, nu am putut să schimb planșa pentru ca să facă iar de nou. Cred că trebuia planșa satului Răcăuț și băgat în intravilan zonele. Ar mai fi acolo, zona aia la Răcăuț și atât. Sunt acolo, e în capilan, atât ar mai fi. Când se modifică pugul, când o să avem dreptul, o să treacă în capilan și acolo. Dar cine se grăbește, îl costă. I-am spus, mai așteaptă, nu v-au vrut să mai aștepte. Și am spus, pe cheltuiala ta. Asta e situația acolo, în dealul Răcăuțului. Nu încurcă pe nimeni, n-am avut o sesizare, nu-i supăra nimeni, e terenul omului, nu-i domeniul public, nu-i privat, nu face pe terenul altcuiva, are documentele toate necesare
templu, aș face puzul. Domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, pentru explicație de părinie. De asemenea, rog pe domnul președinte de comisie, domnul Cristian Călăriu, pentru a-și prezenta punctul de vedere, domnul analizit. Vă mulțumesc, domnul președinte. Ce pot să spun la referitor la acest proiect de hotărâre? În principiu, comisia este de acord cu acest proiect de hotărâre. Nu fi de acord. Ținând cont că nu avem statut juridic, aprobările vor fi făcute de cei drept, cu respectarea legii și, în concluzie, comisia este de acord cu proiectul de hotărâre. În alte comune sau în orașe, nu peste tot, tot e băgat în intraglan. Care vrea să construiască vilă, să-și facă alte probleme, singur își cheltuiește banii până dacă nu vrea să aștepte. Nu există comună sau oraș din România să nu aibă probleme legate, că nu dintr-o dată poți să-mi aibă toate minte, să, când faci un punct, să prevezi tot, tot. Au cetățeni. Da, n-am avut cerere atunci, n-am avut nimic. Domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte de comisie. Pentru dezbatere, rog să nu scrieți la cuvânt. Cine, dacă sunt, să scrieți la cuvânt. Da, mulțumesc. Nu, eu știu că e greu pentru cineva. Foarte greu. E foarte greu. Dar n-am putut, nu pot. Când nu se poate, nu se poate. Ca să noi băgam toată suprafața aceea, mă costa, cred că vreo 100 sau 150 de milioane din consul, dar băgam tot până în capăt, până la drumul celălalt. Băgam tot în intrat. Nu era o sumă mare, dar nu putem deocamdată. De-abia am făcut pugul și îmi dă peste masă. Dar dacă nu sunt întâi la cuvânt, să pun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre de aprobat în unanimitate. Doamne primar, vă rog să ne prezentați proiectul de hotărâre la punctul numărul 8 din ordinea de zi. Raportul privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la stabilirea calificativului final al evaluării performanțelor profesionale individuale pentru anul 2015 pentru secretarul comunii. Doamnă și domnilor consilieri, așa cum obișnuim în fiecare an, activitatea funcționarilor publici din instituție se evaluează în vederea stabilirii calificativului final și întocmirea rapoartelor de evaluare. Funcții de acest calificativ și vechime, funcționarii publici pot promova. În ceea ce privește proiectul de hotărâre prezentat astăzi, acesta se referă la calificativul pentru secretarul comunei funcțional public de conducere și pentru care legea menționează că se stabilește de Consiliul Local la propunerea primarului. Având în vedere activitatea desfășurată de secretar în anul 2015, am propus conținutul proiectului de hotărâre stabilirea calificativului foarte bine. Temeiul legal al propunerii este prevăzut de dispoziția articolului 107, litera D, din hotărârea de guvern numărul 611/2008, referitoare la organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Dacă sunteți de acord cu propunerea formulată, vă rog să o votați sau să o faceți o altă propunere. Eu, pentru activitatea secretarului, sunt foarte mulțumit și am dat calificativul foarte bine. Dacă aveți probleme negative, vă rog să vă pronunțați. Sau schimbăm din foarte bine în ce spuneți. În excepțional. Asta era cel mai greu. Aici aveți de discutat. De asemenea, domnul președinte, domnul președinte de comisie, în plași, spune cu timpul de vedere, privind analiza președinte. Vă mulțumesc, domnul președinte. Referitor la acest proiect de hotărâre, ce putem spune? Calificativ de foarte bine, ținând cont de frumoasa activitate depusă cu mult suflet și cu respectarea legii. Membrii comisiei au posibilitatea să-și exprimă personal cele de cuvință. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte, pentru comisie. De asemenea, aș ruga pe domnul consilier pentru scrieri la cuvânt, dacă sunt scrieri la cuvânt.
Da, domnul consilier Asandi, Ion. Lista rămâne deschisă. Aveți cuvântul, domnul consilier Asandi. Da. Doamna secretară, aici în mijlocul nostru, are 11 ani. Care a stat în fața noastră lună de lună. Și lângă pregătirea și specializarea specific funcției care o îndeplinește, este o persoană loială, discretă și operativă. Ia decizii cu precizii, are spirit de echipă, și are o activitate foarte politicoasă. Mulțumesc, domnule consilier. Mai vorbiți o șură de rău. Sunteți cu calificativul stabilit? Da. Da, mulțumesc. Calificativul de foarte bine. Da, mulțumesc, domnule consilier. Asta aveți cuvântul, domnul consilier Matieș. Lista nu e deschisă, l-a spus. Mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea să adaug doar și câteva cuvinte banii colegului meu. Într-adevăr, calificativul de foarte bine al doamna secretară, cred că este prea puțin. Dacă mai era ceva în plus, îi mai adăuga. De ce spun cuvintele astea? Pentru că este o persoană, o personalitate în care, într-adevăr, totdeauna a căutat să ne ajute, să ne sprijine. Lună de lună a fost în mijlocul nostru. Chiar am fost deplasat cu câteva persoane de la mine, din sectorul de activitate, în care am fost sprijinit și în care s-au rezolvat probleme. Eu țin în continuare, se doresc multă sănătate, doamna secretară, se doresc putere de muncă și totdeauna să fie în mijlocul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Altcineva, dacă mai fi la cuvânt. Ce, domnul consilier? Domnul consilier Tudor Fulmean. Deci voi fi foarte scurt la pecerile următoare și voi spunea atât. Mulțumim, doamna secretară. Și eu mulțumesc tuturor. Da, domnule, mulțumesc, domnule. Așa prin care v-ați spus totul. Da. V-ați spus totul și chiar vă mulțumesc pentru modul de a-și vă prezenta punctul de vedere. Altcineva, dacă mă aveți. Domnul consilier Toadă. Să fie și mie rău ceva, nu? Da. Nu, nu mă lăsesc. Nu mă lăsesc. Poți fi foarte imprevizibil. Bineînțeles, sunt de acord cu calificativul foarte bine, dar mi-aș fi dorit să fiu, să propun un calificativ superior, excepțional. Pentru că munca de secretar într-o primărie este cea mai grea muncă, cea mai grea. Iar doamna secretară, pentru că asta spațiile încep cu pozitiv. Pentru că doamna secretară a preluat o comună nouă, așa, cu toate problemele care... Adică din ei ne-a găsit de toți aici. Adică i-a fost foarte greu. Acum e foarte greu că trebuie să o ia pe partea... pentru cu agentul agricol de la început și este iar foarte greu până să inițiază. Să inițiază. Așa de totuși o problemă. Referitor la proceduri. Pentru că am spus secretarul, dacă secretarul știe să se impună și nu, n-aș vrea să fac caracterizări de astea, cum a făcut un consilier înaintea mea, că cu spirit de echipă, într-adevăr trebuie să fie de spirit de echipă, dar... deci eu la început, când în 2005, când s-a format comuna, am propus atunci ca secretarul să nu scrie procesul verbal. Am fost luat în... Era metoda de la Ștefan cel Mare. Multe s-au transferat de la Ștefan cel Mare aici. Eu veneam dintr-o experiență la Consiliul Municipal Unești, unde secretarul avea mare grijă de respectarea procedurii și se implica total în activitatea Consiliului, în timpul ședințelor de Consiliu. Și scria altcineva procesul verbal,
Deci e vorba de procedură. Deci eu am venit mai târziu. Am fost în primul mandat 2005-2008, acum am venit mai târziu. Cu și am găsit un... un jurist? Doamna... domnul președinte, cine era președinte? E clar. Deci nu puteți face... nu puteți face... Nu ne-ați remarcat nimic, că n-am spus nimic. Nu știu la ideea și nimic. N-am avut. N-am avut. Așa. Deci am găsit un aplicat un regulament de funcționare al Consiliului. Și eu am citit acolo, trebuia să citesc, că ședințele de comisie se desfășoară în ziua ședințelor de Consiliu. Uitați că azi chiar mi s-a oferit un exemplu, că nimic nu e întâmplător, Dumnezeu le așează în așa fel, încât chiar să văd. Ați văzut, s-a întâmplat că doamna președintă are o problemă de familie, o mamă bolnavă și a venit puțin mai târziu și era gata. Că ședințele Consiliului trebuie să fie înainte. Dar nu și întrebat-o. Lăsați-mă să vorbesc. Dar nu e președinte. Dar nu e președinte. Secretarul domnului care se ia cu ce scrie. Am mai stat vreo 10 minute ca să scrie domnul. Bine că domnul președinte trebuia să mă delegi când îi fac eu procesul verbal. Procesul verbal era prea. Asta e. Dar e chestie de procedură, doamna secretară, am dreptate. N-am dreptate, nici măcar nu puteai să spuneți că am sau nu am dreptate. Mamulea. Doamna secretară, era nevoie. Iar v-am atât de ușor. De dragoste. Era nevoie ca diverse, care este extraordinar de important. Și să vedeți cât de important e și asta. Trebuia neapărat... cu aprobarea Consiliului, când e legi, unde e legi, nu turmează, dumneavoastră vă impuls, legi, bine, până în final, așa a fost. Dar, deci v-am spus, chestii de procedură. Dar totuși, ca să fiu foarte corect, pot să spun că la volumul de muncă care este aici, și la modul, la felul cum se lucrează, doamna secretară merită excepțional. Mulțumesc. Să treci. Mulțumesc. Așa da. Bine, nu că nu... Domnul președinte. Aveți cuvântul, doamna consilieră. La subiect. Îmi trebuie de acum încolo mulți ani înainte să intri la fel cu zâmbetul pe buze, așa cum îmi prestează în fiecare zi doamna secretară, având în vedere că orice comună are activități ample, probleme pe care le califică cu siguranță și sunt de acord cu acest calificativ. Îi doresc sănătate și putere de muncă în continuare. Mulțumesc, doamna consiliere Moldoveanu. De asemenea, aveți cuvântul, doamna Moldoveanu. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă tot am lăsat lista de fișă. Calificativul foarte bine și din partea mea. Multă sănătate, putere de muncă și o să rămâneți mereu așa cum sunteți. Da, dar te gândi să le gândi cine stă. Știu. Hai, nu mă zâmbe toate. Mulțumesc, domnule. Și de asemenea, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru modul cum v-ați implicat în dezbaterea proiectului de hotărâri la punctul numărul 8 la ordinea de zi și vă apreciez foarte mult. De asemenea, din punctul meu de vedere, ca și la viceprimar, de asemenea, aș vrea să scot în evidență calitățile frumoase și profesionale ale doamnei secretar și sunt de acord cu calificativul foarte bine. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, să pun la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Nu. Proiectul de hotărâre aprobat în unanimitate. Să mă spuneți, mergem la punctul cel mai frumos, diverse. Dacă se descrie la cuvânt. Adică.
înscrieți-vă. Ia să vedeți ce să vedeți. Ia să vedeți cum unde am să ne v-am notat. Și fără să vă zic dumneavoastră. Păi vedeți că putem plăti cu zăpărul. Sigur, dar chiar da, nu răspund tot cu sâmbătă, cu buze. Aveți... Da. Aveți un pic de un de atenție. Vă scurtă pe scurt ce aveți de scurt și la subiect. Răspunsurile totdeauna sunt foarte lungi. Dacă mai sunt, mai scriu la cuvânt. Înainte de a lua cuvântul, dacă ai trecut pe teren, pe unde vorbesc, toate vorbesc. Lasă! Dacă ai trecut pe teren, pe unde vorbesc, ca să fim siguri. Gata. Altcineva? Închid lista, să știți. Mulțumesc. Este prima dată de când suntem în Consiliu. Nu și pentru viceprima, pentru președintele comisiei. Viceprima, președintele comisiei, asta e. Deci, conduc ședința. Aveți cuvântul, domnul Tare. Apropo de procedură, vedeți cum vorbim, cum... Și poate să... Capete în vicei, nu pot să vorbim. Deci, două întrebări scurte. Sunt consilier. Aveți cuvântul, domnul Tare. Mulțumesc. Da. Două întrebări scurte. Sunt consilier, în al doilea mandat, la Comuna Buciu, și nu știu nici acum... A doua jumătate din mandat. Vă rog să fiți clar. Da. Prezentare. O rog că nu mă rog. Îți trec să vorbim. Da. Deci nu știu nici acum, și fac mea culpa, stația de electrică de la Rodinaș este la Comuna Buciu sau la Comuna Ștefan cel Mare? Întrebarea este foarte scurtă, răspunsul poate să fie da, nu. Vedeți? O, acolo, am... Da. Da. Da, la cine? La Buciu. La Buciu. Bun, mulțumesc. Mai departe, știa. Scurs la subiect. Foarte mulțumesc. Nu am fost scurt. Statutul juridic al Islatului Comunal de la Buciu, care mai există? E același de acum 2 ani înainte de să scrie. N-am terminat să întrebare. Tot Islatul Comunal de la Comuna, de la Răcăuță. Dacă am zis Comuna Buciu, de la Răcăuță. Așa, Comuna Buciu nu are decât 40 de hectare de Islat, 20 unde peste apă. Vorbeam de Răcăuță, că răspunsul e bun. 20 cu partea asta. Deci la Răcăuță, Islatul Comunal de la Răcăuță este... Ce statut juridic are? Al cui? E al nostru. Al nostru cui? Al comunii? Domeniul public al primăriei? Încă nu. Este... A, este în... Nu m-am umplit. Doamna secretară, puteți... Nu m-am umplit, vă spun eu. Acum am făcut scheța de cadastru. Știu, s-a făcut din mult. Ștefan mi-a transmis că Islatul nu mai e la el și la ei și e la noi. Am făcut toată documentația, am trimis-o la prefectură. A ajuns la oficiul de cadastru, în care ne spune... Să vedeți ce bine am făcut eu că am întrebat chestia. Pentru că multă lume de Răcău știe că deja au luat mihalate, deja au luat sătul. Vedeți... De ce? Ne-am vrut să scaur după fundul Ștefanului cel Mare, că n-am... Eu, hotarul este la mama Sfântului la 5 km, la 7 km, ce treaba am eu cu Islatul lui? A dat hotărârii cu suprafața de 40 sunt la mine și el mare restul, nu-i treaba noastră. Da. Da, și ultima. Ultima? Întrebarea e retorică, sigur. Da. Dacă am cheltuit niște bani cu studii de prefezabilitate, fezabilitate, pentru canalizare la Răcăuță și nu se va mai face niciodată canalizare la Răcăuță, de ce am cheltuit bani? Nu. Se va face. Se va face. Bine. Se va face. Deci vedeți că promiteți. Da. Se va face. Domnul Doare. Da. Dumneavoastră ați terminat toate acasă? Tu unde știu? Canalizarea nu pot să o termin, dacă nu mă pot. Ați terminat toate, nu. Ați terminat la Răcăuți. La Răcăuți, față de comuna, de satul Bucium, aveți apă, se poate face prin fosii, aveți fosii vitanjabile, nevitanjabile, când o să vină medii, o să vă bată. Până atunci, beneficiați de apă, de baie, de tot ce vă trebuie. Față de satul Bucium, care eu mă trudesc cu hidrofor, cu ce pot, cu pompe, fiecare se trudește cu ce poate. În primul rând, ca să încheiem, în primul rând, pentru Bucium, acum iar de nou, încercăm canalizarea și apa, că nu am, pe programul 7-2 pe fonduri europene, iar pentru Răcăuți, nu ajung banii ăștia decât pentru Bucium, alt program, proiectul este făcut, tot este făcut, numai să le implementez. Drumurile bag acum toate în domeniul public peste două luni și la Răcăuți. Avem fiind intabulate toate. Dar ce înseamnă implementare? Înseamnă spargerea tuturor asfalt, drumul asfaltat.
lasă cu domnul toate. Nu să mai faci. Domnul da, toate. Domnul toate. Da în București, că... da în Cluj, da în Bacău, da în Olnești. Au tăiat, au păcat, au făcut, iar au făcut lichid, au cu... O să vreți. Cine o să câștige licitația, o să-mi facă în apoi. Da. Dar nu fie comuna Bucium, satul Bucium și satul Răcăuț, singurul din România, în care, dar la București, uite, pune cablu azi, face, trebuie să bagi poimi în telefonul. Aia, după aia, te-ai, bagă cablu cu curent, nu mai voi păstând. Nu-i problemă, asta e, dacă, cum am v-am mai spus de nenumărate ori, la București, în 90, aveam oameni să ne conducă până în prezent. Nu dădeai întâi apă și canalizare, apă, nu asfalt, până nu aveai apă și canalizare. Dacă așa ne-au condus, legea așa apă, am putut, legea așa apă, facem. Noi suntem satul comuna Bucium, eu ca și toate comunele de lumea asta, ați văzut cine a prins asfalt. Nu se plătește metru cub de apă decât cu canalizare. Câte să mai spun? La diverse le-am spus mădeau. Mm-hmm. Și vreau să spuneți când nu se dea diverse. E foarte bun și diverse. Da. Ca să știți. Mulțumesc frumos. Domnul președinte. Am precurut-o, doamna Cosier Moldova, mă gasă. Am precurut. Doamna, să primească acasă. Spuneați că... Miercuri sau joi, săptămâna care vine, o să fie ședință pentru buget, o să primiți acasă bugetul pentru 2016, o să primiți convocare. Ca dacă să știți toată lumea care vor. Nu, numai care vor să vină. Nu e obligatoriu toată lumea. Da? Nu toți. Bugetul nu e pentru toată populația, nu e pentru comun. Am glumit. Glumă, miercuri sau joi, cred că joi. Știi să desfăți o glumă, nu știți? Nu. Domnul președinte, ați încheiat? Puteți spune într-o noutate în legătură cu șoferul pentru microbusul școlar? Vă rog frumos, doamna Baier. Nu mă puniți în situația ca să zic unul la dragi. Și cu situația de transport? Păi da, am făcut bugetul cumva, ai auzit din buget? Ai auzit cumva din... Ce cadru didactice? Explicare că ați plătit vreun loc până acum? Nu, păi și vă mănâncă? Ce vă mănâncă? Buzunarul? Când se face bugetul, doamna Moldoveanu, joi, discutăm de buget. Discutăm din buget. Iar cu microbuzul e din nou să se scoată la concurs postul. Cine o să fie pe microbuz, așa cum am mai v-am spus la ședințele anterioare, cine o să fie angajat pe microbuz, trebuie să aibă și ce o să fie lucrat pe bulto. Că nu-și în vacanță, nu justifică salariul, 3 luni de zărecea să facă, să uită la mama. Care o să fie angajată, prima soluție e să știe să conducă și minunea asta și să facă dezăpezirii, un șans, să împingă, facă, treacă, că n-are, nu justifică salariul. Domnul președinte. Da, mulțumesc. Da, la Moldova, mulțumesc. Nu mai pot trebui, am o propunere. Nu, Gabian, Cocariță, ministrul Burică, Dumnezeu să ne iată. Aș vrea să știu cine spune colat din comunitate, cine colat Izlazo, Săturu, Mihalachi, Alexandru. A, nu-i frumos. Nu-i frumos. Izlazo e acolo. Domnul consilier. Izlazo comunal e acolo.
timp. Așa o să se rămână. Vacile de la Răcăuți care au vaci o să pască pe Islas. Islasul nu se concesionează pentru voi, pentru alte minuni. O să rămână că 20 de hectare, sunt de două râi, și 20 de hectare, din 20 de hectare, 10 îți costindă cât primărea. Dacă vreau să-mi dați voie, vreau să mulțumesc domnului președinte pentru participare activă la lucrările ședinții. Și închei. Declar ședința închisă.